Bun venit în lumea informaticii. Hai să explorez. Gigel a observat că în parc sunt patru rânduri de copaci. În fiecare rând există trei copaci. Trebuie să-i numere pe toți unul câte unul, trecând pe lângă ei și punând eventual mâna pe fiecare, dacă vrea să știe câți copaci sunt în parc? Desigur, aceasta ar putea fi o soluție. Dar Gigel știe că poate înmulți cele două numere, 4 cu 3, și va obține exact numărul total de copaci din parc. 3 ori 4 se calculează relativ ușor. Trebuie doar să ne gândim bine și să adunăm 3 cu el însuși de 4 ori. Adică rezultatul se poate calcula și așa. 3 plus 3 plus 3 plus 3 egal 12. Dar ce ne facem dacă parcul este mai mare? De exemplu, 7 rânduri de copaci și în fiecare rând ar fi câte 8. Pentru toate calculele de tipul A ori B egal, avem nevoie de tabla înmulțirii. Cerință. Elaborați un mini-proiect în Scratch care ajută elevii din ciclul primar să învețe mai ușor tabla înmulțirii. Eventual, pentru a nota operația de înmulțire, vom folosi de această dată semnul X, cu care sunt familiarizați mai mult elevii din clasele primare, în loc de steluță, așa cum avem noi la informatică semnul pentru înmulțire. Deci, pentru un număr natural P citit de la tastatură, să fie afișate pe rând rezultatele înmulțirilor 1 ori P, 2 ori P, 3 ori P și așa mai departe până la 10 ori P. Între două afișări se existe un timp de așteptare în care elevul care vrea să învețe rezultatele corecte să aibă posibilitatea de a le memora. Pentru pornire vom folosi puzzle-ul când se dă click pe steguleț. Va trebui să creăm niște variabile și anume variabila notată cu I. O să vedem că în informatică această variabilă, i mic, se utilizează de obicei pentru a parcurge valori dintr-un interval dat. De exemplu, i o să ia toate valorile de la 1 la 10. Vom mai avea nevoie de variabila p, despre care am vorbit în cerință. În primul rând, va trebui să citim valoarea variabilei P. Avem în detectare, întreabă și așteaptă răspunsul. Întreabă P egal. Setează P la răspuns. După aceea, setăm valoarea de pornire a lui I la 1. Și repetăm de 10 ori. Costumul următor se utilizează pentru a face
actorul să execute o anumită mișcare. Avem puzzle-ul spune pentru afișarea unui rezultat. Apoi, la operatori avem operatorul alătură, măr și banană. În prima parte, aici, în loc de măr, va trebui să introducem tot o alăturare de două expresii, și anume I și semnul pentru produs. Iar în loc de banană, va trebui să introducem tot o operație de acest gen, de alăturare a două expresii, și anume semnul egal cu rezultatul I ori P. Deci, iată, pare complicat și totuși este simplu. Și toată această expresie se introduce în puzzle-ul spune. Pentru a ajuta mai mult elevii să memoreze rezultatele din tabla înmulțirii, putem să punem 2 secunde aici, ca timp de așteptare. După afișarea unui rezultat, va trebui să modificăm I cu o unitate pentru a avea rând pe rând în acest ciclu repetitiv sau în această structură repetitivă cu număr cunoscut de pași, în care se repetă de 10 ori aceste instrucțiuni, astfel încât vom avea I egal 1 și se afișează 1 ori P egal. Va trebui pentru asta să mai utilizăm o alăturare, și anume I ori se va alătura cu P. Și avem alătură I ori P cu egal și cu I ori pe rezultatul înmulțirii. Și această afișare se va menține timp de 2 secunde pentru ca elevii să aibă posibilitatea să memoreze rezultatul. Putem să mărim timpul de afișare, în loc de 2, putem să punem 4 secunde. Să vedem acum. Pentru 8, 1 ori 8 egal 8, 2 ori 8 egal 16, avem timp să memorăm, 3 ori 8 egal 24 și așa mai departe. Desigur, dacă am dori să utilizăm un ciclu mare pentru a afișa toată tabla înmulțirii, am putea să facem următoarea modificare. Am putea să setăm la început B la 1, setăm și I la 1 și repetăm de 10 ori toată această parte, și după ce se termină afișarea unei anumite table a înmulțirii, modificăm valoarea lui P cu 1 și trecem la următoarea tablă. Adică avem tabla înmulțirii cu 1, după care se modifică P cu 1 și vom avea tabla înmulțirii cu 2, după care vom modifica iarăși P cu 1 și vom avea tabla înmulțirii cu 3 și așa mai departe. Pentru a verifica
modul de afișare. Pun doar o secundă. Hai. Urmăriți cu atenție. Iată tabla înmulțirii cu 1. Și ar urma tabla înmulțirii cu 2, dar avem o mică greșeală. Observăm că I nu a fost resetat înainte să începem tabla următoare. Oprim aplicația și corectăm greșeala. Deci, avem setează I la 1 la începutul ciclului. Avem, de fapt, aici o dublă structură repetitivă cu număr cunoscut de pași. Temă propusă. Modificați mini-proiectul astfel încât valoarea P să fie generată la rulare în mod aleator. Expresiile 1 ori P, 2 ori P și așa mai departe să fie afișate cu un timp de așteptare fără afișarea rezultatului. După trecerea timpului de așteptare să fie afișat rezultatul corect. Astfel, utilizatorul aplicației va putea verifica dacă știe sau nu tabla înmulțirii. Succes!